Au fost momente tensionate la Brăila. Un autobuz electric a luat foc la capăt de linie. Șoferul se pregătea să plece din nou pe traseu în momentul în care a observat fumul dens. A reușit să coboare la timp și să sune la 112. În acel moment nu se afla niciun călător în autobuz. Pompierii au reușit să stingă focul în scurt timp. Autobuzul face parte dintr-un lot de 11 astfel de mijloace de transport achiziționate de primăria Brăila din China.